Și câinii ciobănești sunt frumoși. Sunt foarte multe rase care sunt spectaculos de frumoase. Sunt rase cu a căror aspect suntem obișnuiți, sunt rase cu a căror aspect suntem mai puțin obișnuiți. Nu atât pentru că nu le putem vedea foarte frecvent, ci pentru că un aspect de ăsta, așa, în aparență caragios, la un câine ciobănesc, pare ciudat. Dar aveți în față un câine de turmă, un câine care face paza turmei și chiar și întoarce turma dacă este nevoie. Ciobănescul de briard, la fel de bine poate fi folosit și ca și câine de pază și apărare. Este un câine care începe să intre la noi în țară. Sunt câțiva ani buni de când la Brașov, dacă mă ajută pe mine ținerea de minte, au apărut câteva exemplare. Puteți vedea în expoziții această varietate de culoare maro și există o varietate de culoare neagră la ciobănescul de bri, deci la briar. O rog pe doamna să ne spună ce câine ne-a prezentat, vârsta câinelui și ce a realizat în expoziția de astăzi la Mediaș. Este o femelă de un an și trei luni, tot din port, a fost făcută din Cehia și rog la anul sper să avem și noi politicalița noastră de această rasă. Au obținut astăzi RBJ și POP. Și este un extraordinar câine de lucru. Deci, deși pare un câine de... Am văzut comanda, nu știu dacă dumneavoastră ați sesizat, a fost o comandă ușoară dată prin semn, dacă puteți să mai repetați comanda respectivă cu fața către public, ca să vadă că acest câine lucrează deja la vârsta aceasta și lucrează prin semn. Da? Deci fără niciun fel de comandă verbală, la simplu semn, mâna dusă la piept, câinele știe că trebuie să se așeze. Sigur, este în lucru. Este greșită impresia că trebuie început cu un câine de la 3 luni, de la 6 luni dresajul. Nici copiii nu-i duceți la școală mai devreme de 6-7 ani. Nici câinele nu trebuie să înceapă să lucreze mai devreme de un an. Și aici când spun să lucreze, înseamnă dresajul de specialitate. Dresajul de disciplină trebuie, sigur, început mult mai devreme, așa că și cu un copil începem de la vârsta de 2-3 ani, când deja începe să aibă propriile percepții, educația lui. Mulțumim foarte, foarte mult! Aștept în continuare